Am nevoie de liniște. Da, doctor Ana Maria Apostol a venit alături de noi să vorbim despre durerea în gât. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă zic că plecați la mare. Da. Și am niște sfaturi pentru voi. Doamna doctor, sfaturile sunt gratis? Sunt gratis, da. Sfaturile sunt importante atâta timp cât nu ne doare nimic și doar prevenim. E adevărat că lumea are probleme cu gâtul acum, deși în mod normal trebuie să aibă iarna? Da. Uite, vezi că într-adevăr noi avem probleme cu gâtul și facem viroze inclusiv vara, deși trebuia să avem treaba asta numai iarna. Păi zicea și tata. Păi proștii răcesc iarna. Dacă ești șmecher, răcește tu vara. E mit sau realitate că ne doare în gât de la băuturile reci? Este realitate, este o cruntă realitate. Din păcate, vara este foarte caldă în jurul nostru și trebuie să simțim nevoia să oferim rece corpului nostru. Numai că corpul nostru nu-i place recele. Uite, putem să facem un test. De exemplu, luăm un termometru, cum era pe timpuri, cu mercur, și îl punem în gură și stăm cu el 30 de secunde. Ce va arăta termometrul? La ce temperatură va arăta la nivelul gâtului nostru? 36 de grade. E, așa. Dacă noi bem rece de la frigider, în frigider câte grade sunt? 4 grade. 4, da. Deci imaginează-ți că vom băca un lichid rece la 4 grade pe o mucoasă care e obișnuită cu 36 de grade. Ce se întâmplă în acel moment? Ne trece setea, doamna doctor, nu că eu dacă nu beau rece, nu trece setea. Nu trece setea, nu din trece. Contră, te va determina să bei și mai multă apă rece. În momentul în care noi oferim ceva rece la mucoasei faringene, ea va simți nevoia să încălzească acel lichid, să se încălzească și se va produce o inflamație, vasele de sânge se vor dilata și prin sângele care va veni la nivelul mucoasei faringene vor veni mediatori care determină inflamația acolo și consecutiv durere și îți vor determina un mecanism că mai vrei din nou apă, că nu te-ai săturat. Din contră, dacă încerci să bei apă cât mai aproape de temperatura corpului, nu fierbinte, dar mai aproape de temperatura corpului, o să vezi că te saturi mult mai repede. Deci este o realitate cruntă că okay. Ne doare gâtul din cauza lichidelor reci pe care le băgăm în faringele nostru, în gâtul nostru. Dacă iei o gură micuță, nu-ți strică atât de tare, nu apare durerea de gât, că imediat se încălzește faringele și ești ok. Dar dacă bei un pahar mare de ceva, de lichid, mai ales băuturile alcoolice, de obicei acelea simt nevoia să le bei mai rapid, o bere rece, da. În momentul în care bagi un lichid mai mult și mai repede, atunci se produce o congestie la nivelul mucoasei faringene și ea nu mai poate să compenseze acest rece pe care îl oferi și imediat se creează inflamație, imediat se creează durere în gât. Păi da, dar berea rece, doar rece merge, dar na, probabil e un compromis. E valabil și pentru înghețată? Este valabil și pentru înghețată, într-adevăr. Și înghețata tot rece este, tot din congelator vine, tot de la 4 grade. Și dacă o mănânci, iarăși, dacă o mănânci încet, încet, faringele se încălzește și nu se creează inflamație, dar dacă o mănânci ca haplea repede, nu mai are timp faringele să compenseze, să încălzească zona și se răcește zona și apare această inflamație și apare imediat durerea în gât. Și greșeala oamenilor, ce faci tu când te doare gâtul? Primul lucru pe care îl faci când te doare gâtul. Tac. Nu. Te duci la farmacie și ții dropsuri de subt. Da. Cu scopul să anihilezi ce s-a întâmplat acolo. Greșit e și acest lucru. S-a produs o inflamație în interiorul mucoasei faringene. E greșit că sunt dropsuri sau e greșit că se sug? Nu. E greșit că sunt dropsuri și că se sug. Acele dropsuri rămân pe limbă și se duc doar pe limbă, se absorb doar pe limbă și erodează limba și de multe ori te ustură limba și faci eroziune și ciupercă. Problema noastră este în spatele limbii, în spatele faringelui, pe peretele posterior al faringelui și pe amigdale. Deci noi, dacă ne doare gâtul, cel mai important, primul lucru pe care trebuie să-l facem, trebuie să luăm un antiinflamator oral care va veni sistemic în corp, se face prin interior, prin interiorul vaselor de sânge și va scădea rapid inflamația.
Da? Okay. Deci nu apelăm la aceste, dar spray-urile, această metodă. Spray-urile sunt eficiente într-o măsură foarte mică, pentru că cantitatea de medicament e foarte mic. Gâtul nostru, trebuie să vă imaginați că este mare și un spray, chiar dacă dai 2-3 pufuri, e o cantitate foarte minoră de medicament să tamponeze tot ce s-a întâmplat acolo în gât. Okay. Și ce trebuie să știți, că faringele în interior are două gâlme mici pe lateral, amigdalele palatine. Care nu ne folosesc la nimic și la facultate. V-a zis că nu s-a descoperit la ce folosesc, nu? Cum se folosesc în imunitate? Nu. Sunt formate din celule care luptă în imunitatea noastră. Noi zi de zi luptăm împotriva germenilor care ne înconjoară. Trebuie să ne imaginăm că în jurul nostru tot timpul sunt germeni, sunt bacterii și virusuri care încearcă să ne atace, să ne infecteze, și noi contracarăm prin aceste celule ale imunității, care se află foarte multe în amigdale. Și în gât, țin să vă anunț că sunt o multitudine de germeni care staționează la suprafață și nu intră în interior. În momentul în care am băgat rece la nivelul gâtului, numai că s-a creat o inflamație, a scăzut imunitatea locală rapid, și atunci germenii care staționează, hai să zicem, la suprafață în închisoare, au șansa în momentul acela s-a deschis poarta din interior și intră la nivelul mucoasei faringene, se multiplică rapid și se creează o infecție bacteriană, de ce mai multe ori la nivelul acestor amigdale. Deci eu vara, sincer, întâlnesc mai multe episoade de amigdalită acută pultacee decât iarna. Când ar fi mai normal, pentru că e tot aerul rece. Da, dar de ce? Pentru că iarna ne protejăm. Iarna nu bem lichide reci, iarna ne acoperim cu fularul, o căciulă. Pe când vara nu ne acoperim. Vara noi nu avem grijă de noi și de aceea apare această inflamație la nivelul gâtului și această durere și această infectare a gâtului. O ultimă întrebare. Dacă facem gargară cu apă sărată, ne trece mai repede? Nu. Acest mit și această procedură, hai zicem, băbească, dacă chiar era suficientă și valabilă, exista de atunci încă și toată lumea făcea acest lucru. Am foarte mulți oameni care îmi vin în cabine la o săptămână de faringită, de amigdalită, la o săptămână de când a debutat durerea de gât și evoluția lor s-a agravat. Și au încercat tot felul de terapii din acestea băbești. Gargara cu apă sărată, ceai de lămâie cu miere și spray-uri sau bombonele de sub. Au fost insuficiente și evoluția a fost, s-a agravat. Doar au tras de timp. Doar au tras de timp. Nu, aceste metode băbești nu sunt valabile, pentru că ce trebuie să știm, că germenii din jurul nostru sunt din ce în ce mai puternici și imunitatea noastră scade din ce în ce mai mult. Cea mai devreme că tu bei apă rece ca să te saturi vara, la un moment dat o să cedeze organismul tău. De la an la an noi îmbătrânim și organismul nu mai compensează. Să vă măsurați cuvintele, că vă dau la influencerii de pe internet. Doamna doctor, vorbiți frumos și în cunoștință de cauză. Asta nu e demonstrat științific. Cum adică de la an la an îmbătrânim? Dar ce școală ați făcut? Am înțeles și oamenii sunt convins că v-au înțeles, dar să știți că nu sunteți cel mai bun partener de vacanță. Cred că mergeți doar cu soțul și cam atât, că sărac, el ascultă. Dar unde te duci tu cu un grup 16 oameni în Grecia? Te duci la... aș bea o bere rece. Domnul doctor, noi în spate nu să bea rece, să bea caldă. Vai, copiii ar vrea o înghețată. Uite-mă, doamna doctor, se uită la noi. Zici că e din Riga. Nu, nu, înghețată caldă aveți? Bună ziua. Am înțeles. Deci, ar fi bine. Ar fi bine. Dacă mai scăpăm din când în când așa de gust de poftă, să avem grijă în tot restul vacanței la cele reci. Da, și în momentul în care am băut rece sau am mâncat înghițată, să nu stăm la aer condiționat, măcar să stăm la căldură. Dacă inspirăm imediat după aceea aer cald, se compensează mult mai repede schimbarea de temperatură pe care am provocat-o gâtului. Că și aerul condiționat, uite, când vorbim, ești undeva la o terasă și, sau în interior și vorbești, în momentul în care vorbești, aerul rece dat de aerul condiționat vine la nivelul gâtului și îl inflamează și mai tare. Da, deci măcar sfatul meu e, sfatul acesta este doar pentru a preveni, să nu mă sune pe mine în vacanță pacienții să-mi spună: doamna doctor, mă doare în gât, ce să fac, este o urgență. Da? Deci sfatul acesta este de a preveni apariția acestor amigdalite acute pultacee, infecții bacteriene și durere de gât. Da? Deci nu vă oblig să faceți mic, doar prevenim. Dacă nu bem lichide reci consecvent, hai să zicem, o dată putem să bem, o dată pe zi, dar să nu bem a la lung și să nu stăm în foarte mult aer condiționat adus asupra noastră. Am înțeles. Pentru că la piața mică de la noi, de la Reșița, se vindea înghețată la mașină din aia, la dozator,
Nu vreți să știți că, bine, ca și copil stăteam pe o bordură și mă uitam la alți oameni cum mănâncă înghețată, nu mai vorbim despre asta. Eu nu mi-aduc aminte dacă prea des părinții spuneau da, îți iau sau nu-ți iau că faci roșu în gât. Răzvan?